Dragii mei domnișani, și îmi pare bine că ne putem să ne întâlnim. Ne-a ajutat Dumnezeu, ne-a dat și ploaie, ne-a dat și soare, nu trebuie să ne supărăm, toate merg înainte. Eu sunt convins că va sta și ploaia, ne vom distra, doar e ziua noastră. Vreau să vă spun că sunt 6 ani de când nu s-a mai sărbătorit ziua comunei noastre și începând cu anul ăsta, dacă ne ajută Dumnezeu, în fiecare an, în ultima duminică a lunii iulie, vom sărbători împreună ziua comunei domnești. Și ca o glumă, să știți că dacă de acum încolo o să avem probleme cu seceta, am rezolvat-o și pe asta. 2 benere în Domnești și în săptămâna aia când va fi ziua comunei, cu siguranță va ploua. Vă mulțumesc, aveți distracție plăcută și noi ne vom mai întâlni pe parcursul zilei. Mulțumesc, așa. Aplauze pentru domnul primar. La mulți ani încă o dată. Sper că această zi de naștere să o petreceți aici cu cânt de joc și voie bună, cu artiști renumiți și, bineînțeles, cu o surpriză la finalul acestui spectacol. Spunem, bineînțeles, focul de artificii pe care îl oferiți cu tot dragul locuitorilor comunei Domnești și nu numai, celor care au venit să vadă acest spectacol, să vă vadă pe dumneavoastră și să vă ureze la mulți ani.